Numerele naturale mai mari decât 1000. Pentru a înțelege modul de formare, citirea și scrierea numerelor naturale mai mari decât 1000, trebuie să vorbim mai întâi despre clase și ordine. Începem cu clasa unităților, urmează clasa miilor, apoi clasa milioanelor și așa mai departe, însă noi ne vom opri aici. Fiecare clasă, la rândul său, este alcătuită din 3 ordine. Astfel, clasa unităților este alcătuită din unități, zeci, sute. Clasa miilor din ordinul unităților de mii, al zecilor de mii, al sutelor de mii, iar clasa milioanelor din unități de milioane, zeci de milioane, sute de milioane. Numerotarea acestor ordine începe din partea dreaptă, cu unitățile din clasa unităților. Astfel, ordinul unităților este ordinul întâi, ordinul al doilea este cel al zecilor, ordinul al treilea al sutelor, apoi ordinul al patrulea este cel al unităților de mii, ordinul al cincilea al zecilor de mii, al șaselea al sutelor de mii, al șaptelea al unităților de milioane și așa mai departe. Știm că 10 unități de un anumit ordin formează o unitate de ordin superior. Astfel, 10 unități formează o 10, 10 sute formează 1000, 10 zeci de mii formează 100 de mii. De exemplu, pentru a scrie numărul 620.004, va trebui să stabilim din ce este el format. Astfel, e format din 600.000 și vom scrie cifra 6 la ordinul sutelor de mii, 20.000 și vom scrie cifra 2 la ordinul zecilor de mii și 4 unități. Vom așeza cifra 4 la ordinul unităților din clasa unităților. La celelalte ordine vom scrie cifra 0. Și astfel am scris numărul 620.004.